mai sus? Nu, 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 nu ăla. Ăla. Chiar pe ăla îl vreți? Dacă vrei ceva bun, ăla e. Ei, bună treabă, puștule. Asta da acrobație, băiete. Mersi. Dar la ce vă trebuia asta? Hugo și Huft, sos de friptură deliciul junglei. Nu vreau să mă laud. Dar fă-o, Hugo. Chiar am să o fac, Tarzan, cu asta o să fim băgați. Da, domnule, sosul ăsta e o avere. Și nu o să ghicești care e ingredientul secret. Fructul? Bingo! Da, face din sos un super zvâc. Da, asta datorită ție, Tarzan, mersi. Aș face orice pentru voi, băieți. Suntem prieteni. Oh, ce drăguț. Deci renunț la toate drepturile din profituri? Semnează aici. Cum? Așa ne-am gândit, prieteni pe viață. Așa, Hugo și Huft mai trăiesc încă. Nu mai scapă ei a doua oară. Echipă. Mergem după trădătorii ăștia ticăloși. Dar, domnule, prietenul lor, omul junglei, o să-i apere? Ah, da, Tarzan. Atunci a fost un element surpriză, dar acum voi fi pregătit. Bine, fie. Ia să încercăm sosul zis deliciul junglei. Am auzit mult despre el. Bagă, tataie, printre dinți, jos pe gâtlej. În stomac, vine un vârtej. Condimente cu instrucțiuni. Drăguț. Știți, are un ușor gust de afumat. Mai mult. Da, ăsta e zvâcul. E patentat? Oh, am zis. Eu am cules ingredientul secret. Încearcă, Jane? Oh, sunt sigură că e grozav, Tarzan, dar genul ăsta de sosuri nu intră în dieta mea. Oh, hai, fetiță. E cel mai bun sos de friptură din lume. Corect. Și n-am fi spus-o dacă n-ar fi așa. Ba da, dar riscam să ne pătăm buna reputație. Da, au o bună reputație. În special pentru doi tipi pe care îi știam morți. Colonel Spache. Ce mai faci? Luați-i! Arrivedere! Hai! Dar Tarzan! Am zis hai! Nu mai parlamenta! Ia uite ce face omul nostru! Da, dar nu se țină în loc prea mult timp. Să ne despărțim, Hugo! Ne întâlnim după scandal! Bine gândit, Huft! N-o să ne prindă pe amândoi! Ok, o mică greșeală. Hugo! Huft! Țineți-vă, vă duc eu jos. Credeai că o să vin aici fără niciun plan? Ești naiv. Hugo și Huft, pentru insubordonare, dezertare și evadare din arest, sunteți condamnați la ceva mai rău decât moartea. Capul groazei. Nu, nu capul groazei. Orice, dar nu acolo. Da, mai bine la ghilotină. Nu, du-l pe el la ghilotină. Pe mine, iartă-mă, ca un gest simbolic. Dă bine la popor. Capul groazei?
Oh, e un loc oribil, o închisoare a legiunii străine cu muncă silnică pe viață și izolare totală. Dacă acolo îi duc pe Hugo și Huft, atunci sunt pierduți de-a binele. Trebuie să-i ajut. Da, vorbim cu guvernatorul de acolo și spunem că Hugo și Huft sunt nevinovați. O, da, asta va lămuri toată problema, nu-i așa? Mă îndoiesc, guvernatorul va fi greu de contactat și încă și mai greu de convins. Vom încerca să fim mai insistenți. Hugo și Huft nu pot aștepta. Tarzan, nu putem lupta cu legea. Nu-i indicat să riscăm. Sunt prietenii mei, ar face la fel pentru mine. Prietene, dacă ești hotărât să o faci, mai e un vas care merge spre nord. Merge la capul groazei? Nu, dar destul de aproape. Capitanul mă cunoaște bine, te va lua. Mulțumesc, Dumont. Nu pot face nimic să te opresc? Jane. Știu, știu. Le ești prieten. Aici e cel mai aproape. Insula e cam la 2000 distanță. Mulțumesc. De obicei, oamenii fug din capul groazei. Tu ești primul care vrea să intre acolo. Noroc, Tarzan! Nu ne punem pozele pe etichetă. De când francezii mănâncă friptură? Mâncau melci, naiba să ia. Hugo, Huft, Tarzan, ce cauți tu aici? Oh, mare șmecher. Haideți, încă n-am scăpat. Nu încă, niciodată. Nu puteai să nu te amesteci, nu-i așa, Tarzan? Ei, asta e. Mai avem locuri pentru încă un camarad. Bun venit la capul groazei. Costume de carnaval? Dar când am cerut eu 10 lei de ceai? Oh, e ridicol! Da, aș vrea să vorbesc cu guvernatorul! Guvernatorul! Regret, mademoiselle, nu puteți vorbi cu guvernatorul înscris. Da, da, sunt foarte departe și este ceva foarte urgent. Ah, atunci puteți vorbi cu guvernatorul. Chiar pot? Oh, minunat! Uite! Vezi că reușești dacă apelezi la căi civilizate? Imediat ce primim o cerere scrisă pentru o comunicare la radio. E o zi cam tensionată pentru amândoi, Jane. Munciți, câinilor! Munciți! Hei, scuze că te-am băgat în chestia asta, amice. Ați fi făcut la fel pentru mine. Și apoi, suntem prieteni. Da, bine, ok, să privim partea bună. Ție-ți stă bine în dungi. Da, îți accentuează umerii puternici și se așează bine pe talie. Hei! Noi ne cunoaștem. Eu? Nici n-am fost pe aici. De fapt, nici nu stau mult. Sunt doar în trecere, serios. Eu te cunosc. Ești călosul care mi-a furat banii cu zarul false. Ia ușurel, amice. Eu n-am jucat zarul în viața mea. Da, el e un jucător de cărți. Eu dau cu zarul. O să vă sparg dinții! Lasă-i în pace! Oh, dar cu ce te bagi, amice? Sunt prietenii mei! Destul! A vrut să... Ura! Aici nu există scuze. Aici e doar supunere. În groapă cu el. O,
Bonus, Tache, nu îngroapă. Oh, da, haide acum. Nu crezi că e cam exagerat? Oh, e mai mult decât exagerat. E de-a dreptul crud. Bun venit în groapă, Tarzan. Când nu te supui, asta e răsplata. Nu primești nici mâncare, nici apă. Dar ai o șansă unică să-ți întărești bronzul. O, Doamne, îl aduc pe Tarzan. Tarzan? Ești bine, amice? Zi ceva! Alo? Alo? Ah, Jane, mă doare să te văd așa. Aș vrea să fac ceva pentru tine. Păi nu poți face absolut nimic, Monsieur Dumont. Absolut nimic. Și în felul ăsta o să-l pierd pe Tarzan. Te înșel, Jane? Aș putea să fac ceva. Poți să-l contactez pe guvernator? Nu, dar cred că am o idee mult mai bună. Nu mai pot. Lenevie, doar lenevie. În groapă cu el. Să nu-ți faci nicio grijă, băiete. Da, corect, la noapte am scăpat de aici. Cum? Privește. Apă! Apă! Vreau niște apă! Nu avem apă pentru cei ca tine. Dar dacă vrei să dormi, poate o excursie în groapă ți-ar prinde bine. La, n-am nimic, m-am umplut de energie, mă simt ca un nou născut. Așa te vreau. Da, ești deștept, prostule. Hugo, diavol ce ești! La noapte evadăm! Fii ca-n Tarzan, băiete, te scoatem într-o clipă! Dar eu ce fac? Păi te lăsăm să putrezești aici, matahală proastă ce ești! Îți trimitem o vedere din Zair! Faceți cum vreți! Evadează! Prizonieri, evadează! Evadează! Oh, Doamne, gata, haideți, sotulim! Ignorați-l, delirează! Prizonieri, evadează! Hei, ia priviți! Au băgat ceva zvâcă în haleală! Sus, pe aici! Rândul tău! Cred că am mâncat cam multă pâine! După mine, pe aici! Dați drumul la câini! Ai grijă! Mersi, amice! Oh, nu! A dat drumul la câini! Și eu mi-e răsa șuncă! Haideți, băieți, am scăpat! Uite! Exact unde a lăsat-o Papillon! Hai! Firar, l-au prins pe Tarzan! Ne întoarcem? L-am prins! L-am prins! Unde-s ceilalți doi? Eu îi supoi! Tarzan scapă și singur, nu? Da, sigur. Noi l-am încurcat. Hai, vâslește cât poți, Junior! Nu crezi că aștepți prea mult de la mine?
Ești un animal greu de ținut în cușcă, Tarzan. Și mai cam supărat. Deci, mâine la amiază, vei fi spânzurat. Ai de gând să mănânci aia? N-are sens să o risipim. Wahoo! Liber ca păsările! Da, corect. Și ce ne-a costat? Zero. Nema. Praf pe tobă. Sufletul. Costul anexe de nimic. Ia stai puțin, Huf. Totuși ne-a costat ceva. Ce anume, Hugo? Prietenul Tarzan. Oh, firar. Asta așa e, Junior. Aduceți prizonierul! Nu văd la ce bun să prelungim cu ultima dorință și alte plictiseli de-astea. Executați-l! V-ați întors! Nu ne puteam lăsa prietenul la necaz! Da, cine ne-a cules fructe? Prinde-ți-i! Fugiți! Dă-te, Tarzan! N-ai de ales! Da, forța te ajută să scapi de multe necazuri, dar ai și tu o slăbiciune. Executați-i pe Hugo și Huft! Chiar îți pasă de idioții ăștia? Ce previzibil! E un epitet potrivit pentru Lordul Junglei. Tu! Ce cauți tu aici? Te opresc să încalci legea, colonele! E ridicol! Eu sunt legea! Serios? Guvernatorul este de altă părere. Ce se întâmplă aici? Executam vinovații, înălțime. Nimeni n-a dat niciun ordin de execuție. Cine-i comandantul? Ăla e omul, domnule. Da, ăla cu rânje trău și maniere proaste, urâtul ăla. Cred că ai o explicație rezonabilă pentru asta. Să vă explic, domnule.
Mulțumim că ne-ai salvat, Lady J. Dar altădată ar fi bine să te grăbești un pic. Cum l-ai convins pe guvernator să vină? Ar trebui să-i mulțumim lui Monsieur Dumont. Cred că ar fi foarte bine, pentru că eu sunt Monsieur Dumont. Hei, e o păcăleală demnă de noi? Da, și noi nu prea facem complimente gratuite. Tarzan, chiar ai venit după noi, amice? Da, mersi, tipule, iarăși îți dator în viețile noastre. Nici nu știu cum te-am putea răsplăti, băiete. Păi, ați putea să-i dați lui Tarzan un profit egal din sosul vostru. Wow, wow, ușurel, domnișoare, nu te lăsa destul de vală. Da, doar n-a salvat lumea, ci pe noi. Și apoi, prietenia noastră este pură și frumoasă. Da, de ce s-o stricăm cu ceva murdar ca banii? Corect, o stricăm noi fără niciun ban. Și nu mai bați drumul până la bancă, domnișoară.